Andrei? Mami? Ce faci acolo? Ce papi? Măsline verzi? Și țitare îți plac, dar papă și cârnăciori aia, mă. Păi da, uite, Bia a terminat, gata, ea a fost harnică, noi în schimb nu, urmează. Acest mic dejun l-a făcut Iupi, ca de obicei el face ceva foarte delicios. Abia aștept să mâncăm, că am o foame de lup. S-a izbit în spate. Uite, așa trebuie să stea, vezi? Să izbitem amândoi. Bună, bună, dragii noștri! Ce faceți? Astăzi este duminică și ne-am gândit să facem un vlog. Așa, un mini-vlog. O să mergem să ne plimbăm prin culm. Poate mâncăm și o înghețată. Dar ideea să ne zic că o să ne plimbăm, pentru că este frumos afară, sunt 28 de grade și este ok, nu? De plimbă reală. Ce zici, Iupi? Pe următoarea stradă, ai zis tu ceva. Da, avem și pe copilaș, sunt în spate. Hello, hello și voi. Andrei, zici și tu ceva, mami? Hai zi! Nu vreau să zic, da? Așa și... o să vedem pe parcurs ce o să facem, da, asta este ideea, că o să ne plimbăm. Deocamdată suntem în orășelul nostru, o să ajungem imediat pe autostradă. Reconfigurarea o să filmez și acolo un pic, să vă arăt cum se vede pe autostradă, de parcă voi nu știți, dar știu că de multe ori vreți să vedeți și drumul pe care noi îl parcurgem. Așa că, da, nu v-am zis cât este ora, este ora 1:30, așa. Reconfigurarea. Am mâncat deja, am mâncat, ați văzut ceva bun, tare de tot ce a pregătit Iubi. Așa, ne-am pus tămâcerele la punct. Nu cred că o să mâncăm prin oraș, pentru că dacă am mâncat bine acasă, n-are sens să mergem să mai dăm banii și în alte părți. Dar o înghețată nu ne strică. O să mâncăm o înghețată și o să ne plimbăm așa, pe acolo, prin oraș. Now the fall is here and it rains everywhere, taking shelter inside of my mind. Get a feeling you'll drown as this flood in the ground, it weighs down your clothes, it will drown you of course. Some fulfill the needs and some will deal for free. Some will fall for greed, and some will kill for freedom, for freedom. Tears run dry after crying all night. I will build you a home. I will build you a home. Some fulfill their dreams and some will kneel for freedom. Some will leave their heart and some just feel for freedom. For freedom.
get it on. Do your favorite song. The night is young. Andrei, ce ți-ai cumpărat, mă, băiete, mă? Ce-i asta, mă? Ce-i asta? Că n-am mai văzut. Fără pedale, Doamne, de unde ți-ai luat-o, mă? E, așa da, mă. Și bia pe lângă, nu-i nimic, că noi mergem oricum suntem... Da, păi învață să meargă. Așa. Suntem într-un parc imens. Noi am trecut pe lângă parcul ăsta și am zis că să ne oprim un pic, să ne odihnim. Nu era în plan să venim aici în parcul ăsta. Inițial am venit după bicicleta lui Andrei și Bia e supărată că ea nu și-a luat rollerul ei. Rollerul? M-am zis bine? Da, și acum e supărată că vrea și ea. Nu o lasă, Bia. Dar venim, nicio problemă, data viitoare venim. No, acum am venit să facă el o mică probă aici. Deci că dacă tot și-a luat-o. Și e foarte fain parcul ăsta că e imens. Aia e unde să te plimbi cu bicicleta. Acolo avem și stadionul, dacă nu mă ieșel printre copacii ăia. Și... O să mergem tocmai acolo, chiar lângă clădirile alea. Acolo așa o să mergem. Să se dea copiii în topogane, sunt tot felul de chestii faine. Noi aici am venit în parcul ăsta exact când am ajuns în Germania. În prima lună s-a fost primul parc care l-am vizitat și de atunci noi nu l-am mai găsit, nu mai știam unde am venit, în ce parc. Astăzi, din întâmplare, l-am regăsit și super că l-am regăsit. Acum știm unde să venim cu copiii. Da. Bicicleta s-a luat de la cineva, de la niște nemți. A costat cât? 10 euro. Și am găsit-o pe eBay la oamenii ăștia, eBay Kleinanzeige. Și am zis că de ce nu? 10 euro nu este mult, chiar este super ok. Și plus de asta, Andrei trebuie să învețe să meargă pe bicicleta. Adică asta e pentru vârsta lui. Mai târziu o să-i luăm o bicicletă cu pedale. De fapt are una acasă, mint, stai că are una. E un pic mai mare. Dar asta e ok acum, pentru vârsta lui. Hai tu, nu mai fi supărată, tu, Bia. Ce ești supărată, fată? Știi, Andrei? Opa. Uite, vezi, sunt o sundelaie, înseamnă că acolo e apă. Păi sunt la apă acolo, da. Uite, aici e o mini terasă unde se mănâncă și se bea ceva. Aici vă sport. Hai, mama, și tu, e? Nu, că eu sunt în rochiță, Bia, nu pot să mă crăcănesc pe aici. Păi nu. Ce faci, iubi, acolo? Avem teren de fotbal. Acum hai să mergem aici. Asta ce este? De basket, teren de basket. Așa. Ăla e ce? E pentru mâini, cred că. Exerciții pentru mâini. Știu că m-am jucat pe toate astea când am venit atunci. Nu, Bia, că eu nu... Dar ce să fac? Da, am geanta pe mine. Hai. Foarte fain în parcul ăsta. Ai loc să te plimbi cât vrei și cât nu vrei. Da, uite, avem și bici. Ăsta nu, ăla e stepper. Uite, ăsta e stepper. Dar nu, Andrei, nu joacă postul. Dă-te, Andrei, aici eu trebuie. Dă-te, masă. Nu mai descurci, vezi? Păi
spinată. Ești aici, dar aici e foarte curat aici. Nu-i pentru tine. Ei, poate cu minți, nu vă certați. Aici poți să stai liniștit o zi întreagă, cât e cald și frumos poți să stai aici. Da. Nu poți. Trebuie să ajungi cu mâinile sus, tati. Ținuta mea nu este una potrivită pentru acest part. Eu m-am îmbrăcat elegant, adică m-am îmbrăcat pentru oraș. Dar am zis să intrăm un pic aici să probăm cu bicicleta lui Andrei. Și da, vreți să vă arăt outfit-ul meu? Ia, iubi, ține o pic. Ca să mă vadă lumea. Asta e o rochiță de vară. Love when it feels right. Opposites attract. Guessing everybody knows fire on the floor. Asta e outfit-ul meu de astăzi. Nu știu dacă ați observat, dragii mei, dar m-am vopsit. Și nu știu dacă o să vă zic cu ce m-am vopsit, dar cred că o să fac un clip cu produse terminate în care o să vă arăt cu ce anume m-am vopsit, dar vreau să vă zic că este fantastic. Fantastic de bună această vopsea. Mi-a acoperit toate, dar toate firele albe care mi-a ieșit, inclusiv aici în zona asta, că eram toată albă și mi-a acoperit ca lumea, plus că mi-a luat și niște tratamente de păr, la fel și alea o să vi le arăt într-un filmuleț cu produse terminate, nici nu știu. În orice caz, pot să zic că luna asta am investit un pic în mine, că mi-am luat ceva pentru păr, ceva bun. Sufeream foarte mult din cauza asta, pentru că părul meu niciodată nu stătea bine, se uscase, la un moment dat era atât de uscat. Ați văzut și voi ce păr aveam, ziceai că sunt o oaie. Și tot ce îmi cumpăram eu în ultimul timp nu făcea deloc bine, ba mai e rău, îmi usca foarte tare părul. Și am zis că nu, trebuie să fac ceva în privința asta și m-am decis să-mi iau niște tratamente scumpe, ce-i drept, dar sănătoase, adică bune. Ia uitați, deci părul meu a renăscut, a reînviat. Da. Urmă, virați la dreapta. Suntem în centrul orașului Ulm, aproximativ. O să ne oprim undeva, să mâncăm o ghețată. Întâi o să parcăm la o parcare din asta subterană. Așa, și pe urmă să căutăm ceva, un loc unde să putem mânca o ghețată. Dar ia uitați ce frumos e Ulmul. Cât este de curat. Îmi plac clădirile, sunt majoritatea din ele sunt din astea vechi. Cred că, ia uite, de exemplu, ăsta este cred că de foarte mult timp. Sunt și clădiri foarte multe noi făcute, de exemplu, blocul ăsta. Cred că și ăsta este de ceva timp. Ăsta iarăși este foarte vechi, cred că de pe vremea lui Hitler. Dar majoritatea sunt vechi. Și acum trecem peste Dunăre. Uitați Dunărea. Ce bloc frumos, ce frumos este aici. Avem și ceva bărcuțe acolo pe apă. E fain că nu e aglomerat. Astăzi chiar e bine de circulat în oraș, dar sunt zile când e atât de aglomerat, e un haos total. Nu știi pe unde să ieși, cum să iei. Uite, și o mașină veche, ați văzut-o, nu? Aia gri din față. Mamă, dar ce faină, erau doi bătrânei ăștia. Bătrânei, știi cum e, când ies la pensie, își cumpără o mașină de asta veche, decapotabilă. Și să plimbă tata de orașul. Sâmbătă, duminică aș fost tot mașinuța, că în rest nu, nu-i vezi. Dar am văzut, chiar aici în Germania se poartă chestia asta. Foarte, foarte mulți au mașinuțe vechi, adică pensionară.
Probabil când o să ieșim și noi la pensie, o să ne luăm și noi o mașină de asta mică, zi, o proscuță așa decapotabilă. Între tirul, n-ai văzut ce înălțime. Aici n-au voie tirurile via. Uite, ăsta e numerotat cu litere E. Da, vreau să știu unde parchează. Așa ăștia parchează pe bune, deci ocupă câte două locuri de parcare. Păi ziceam de că nu există trafic. Uite, bagă aici. Uite aici așa. A, da, sau aici bagă. Asta sunt parcata, eu le-am lângă Mercedes. Mercedes, acelea. Așa, mă. Acelea. Super. Sacă, niște țai cu gheață. Banane, un vanilie. Vanilie, cafe. Eu mi-am luat vanilie și banane. Okay. Andrei, tu ce ți-ai luat? Vanilă. Ți-ai luat cu fructe? Da. Mm. Și tati ce s-a luat? Eu mi-am era să o luat Sapporo. Ce vrei, Andrei? Da, aici avem o grămadă de mașinuțe. Poate Moș Crăciun o să iei la toate loc. Bune pentru a se juca Andrei cu el. Ia aici am văzut o chestie. Ia uite, îl avem pe Einstein și pe Regina Angliei. Uite cum face ăsta Einstein cu degetul. You are crazy. Ce tare. Și avem o roată care se învârte. Uite, într-una din asta m-aș da, tare mi-ar place. Asta e făcută din Lego, cu niște bișterii cu tot felul de pietre din astea. Semi-prețioase, prețioase. I don't know. Avem și ceva prețuri aici, 40. Mie îmi plac trandafira și ăștia albaștri. Uite, sunt 60 de euro. De acolo, nu? Suntem la Dunăre, ne-am oprit undeva să stăm jos pe o bancă. Ia uitați ce frumos se vede Dunărea, tocmai ce
Adineauri ieșise un om din apă, tocmai ce adineauri, nu am zis corect, așa e? Adineauri ieșise un om din apă, înotase în Dunăre și m-a speriat, am crezut că s-a necat. Dar nu s-a necat, el pur și simplu înota, așa că, da, las că e bine, nu mai face sport. Dar face foarte mult aici, Andrei, este foarte, foarte, foarte relaxant aici. Foarte, Andrei, foarte. Nu este relaxant atâta timp cât Andrei face prostii. Hai vină cu la mama, că acolo poți să cazi, mami. Andrei. Mai zici tu ceva, omule. Mai povestește tu ceva. Hei. De la mine știe toată lumea tot. Ce știe, mă? Nu știe nimeni nimica, din contră. Deci la 5-6 ani, până la 7 ani, ale... Deci normal să fie așa, eu. Da, știu. E un copil plin de energie. Dar lasă, că e mai bine că se dă chestii de-astea, așa măcar să pichisești. Uite, aici avem un mini topogan cu... Opa! Ce ai pățit, mă? Cu... Cum îi zice, mă, la asta pe care să urcă copiii? Trebuie să-i scaladeze chestia aia mică. Scăriță. Un fel de scărița asta de aici. Cu... Face alpinist. Așa, alpinist. Se face micul alpinist. Și cu Bia o avem acolo să-i dă aleagă. Ea e domnișoară deja. Nu prea vrea ea să se mai dea în chestii din astea pentru copii mai mici. Didn't know that I've been the fool. I've
been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. And myself only, I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to, before I saw who I could be. Avem și o orgă. Yeah. Andrei, ce zici? Îți place orga? Ia cântă un pic să vedem. Ia ce fain se aude. Bine, asta este de fapt a ta. Dar o să joace și Andrei. Mamă, de ce fain se aude. Ia auzi. Dă mai tare un picuț, trebuie să aibă și volum. Andrei, dă mai tare. Măi, deci asta o putem la o petrecere ceva. O bagi la boxe mari și cânti. Apropo, și orga asta am luat-o de la familia aceea. A costat 15 euro orga, iar bicicleta 10. Nu, orga 5 euro a costat. Nu, 15 euro a costat orga și 10 bicicleta. Da, 15 euro a costat toate astea. Cât a costat orga? Cât a costat orga? 15. Păi am zis bine, 15. Asta e faină, asta e faină de petrecere. Uite, tatu, uite aici ce-ți arată unde să apeși. Hei, Lili, ce faci tu? Uite, ești pe Toscana. Dar sunt câini din aia care stau așa cu mici și nu spun nimica. Dar de ce? Trebuie să zică ceva bine. Nu, dar mă refeream că stau așa cu minți. Dacă îi pui într-un loc, îi stau acolo. A, bine. Aia sunt din aia mai moșnegei, cred că. Nici într-un caz ai noștri. Ai noștri sunt agitați. Lasă-mă și pe mine să cânt. Amândoi. Cântați amândoi. Hai, gata, nu vă certați de la... FD.
Uite și aici ți arată. Uite, ai și carte. Carte. De acum aveți ce vă juca. Lili, ce faci, dragă? Dar nu da stare. Tu, vrei să te bagi în cutia aia? Azi e duminică. Am ajuns acasă în sfârșit și am venit un pic în balcon să bem un suc. Aici avem Pepsi, gheață și lămâie. Greșit. Și? Total greșit. De ce? Un suc din ăla cu avernă. Aoleu, ăsta e cu alcool. Deci ăsta ce e? Un fel de... Un mini cocktail. Un fel de cocktail. Eu am crezut că e Pepsi după culoare. Da. Deci ai zis că e Averna? Da, așa se cheamă băutura, e din Sicilia. Așa, Averna, un fel de Campari, cred că nu? Nu, totul altceva, fine, ceva digestiv. Băutură, da. Băutură digestivă, așa. Și ce mi-ai zis că ai pus? Din ăla, struguri, mai multe. Mamă, dar ce mișto e. Dulce. Dulce, da, te duce. Da, nu mai mult. Încă e și cu suc. Câte grade sunt acum? Cred că sunt mai mult de 25 de grade. Ai, dar așa e de bine acasă. Doamne, dacă ați ști. Toate ca toate, dacă nu ești acasă la tine, nimic nu se compară. Stai, mami, că să nu dai camera. Doamne! Dar de ce? Acolo este coajă deja. Acum. Nu se întâmplă nimic. Bivă! Gata, s-a trecut, gata. Hai, du-te la tati. L-a mușcat în țarii săptămâna trecută. Are 3 sau 4 din astea așa mușcători. A fost foarte umflat și acum s-au uscat mușcăturile alea, s-au făcut cojiță și zice că are buba și că-l doare. Nu doare, că de fapt... Lasă un pic, ai răbdare. După aceea te duci tu cu cicăți. Așa cum îți place. Dar bineînțeles că acum e un motiv de ceartă, pianina asta. Dacă îmi găsesc încă una, trebuie să iau și la unul la altul. Bine, Andrei, dar știi cum e? Un pic te joci tu, un pic te joacă Bia, știi? Așa că na, nu trebuie să vă certați. Dacă vă certați, o luăm și nu vă mai dăm. O ascundem. Sau ne jucăm noi, iubi, ce zici? Doamne, e faină, numai trebuie să știi. Poți să înregistrezi, să cânti, să doare multe chestii. Poți să trăi cântece, să le prelucrezi. Oare? Să de are, de-aia are o semne. Mamă, ce tare. Deci tu poți să iei cântecul să-l bagi acolo. Ceva de gen, nu știu. Și să mă uit în parte. O să o bați prin amplificator? În orice caz, cred că nu a fost ieșită pe anima aia. Păi nu a fost, cred că a fost mai mult, dar... Andrei, tu ești. Da. La 15 euro, nu știu cum să vă dau mercat. Iopă! Încep, mami. De mărimea asta, și vreau noi să luăm atunci un pic mai mare decât asta, era 100 și ceva, parcă. Bine, cu suport. Da, era cu suport, era... Da. Nu te mai scărpină, mama. Hai cântă, Andrei, te auzim. Am un coș aici, cred că. Unde? Sau e o mușcătură de țințar. Mușcătură de țințar. Da. Pip. Da. Păi, bem ăsta și ce facem? Mergem să bem, să bem în continuare. Da. Mergem să curățăm cartofi? Facem. Vrem să facem niște cartofi prăjiți. Și avem niște pifteluțe de pui. Dar alea nu le mai fac sos. Deci nu le mai fac sos la pifteluțe, nu? Ba da! Sau să le fac sos la pifteluțe? Dar fără făină. Deci nu mai vreau să aud sosuri cu făină. Aia a fost prima și ultima dată când am folosit făină la un sos. M-am învățat mic. Nu a fost bun, dar vezi tu că cu și toleacă de cocoloa și na. Dar de acum gata. E mai sănătos fără făină, așa, sosul simplu. Oricum, se îngrașă și sosul simplu dacă îl lași.
știi, adică bulionul, nu trebuie neapărat să pui făină. Dar eu atunci nu știu ce am pus, am pus că, știu că făceam noi înainte când eram mai mic. Ce facem, voi cântă? Gata, și catofiorii noștri prăjiți. Dintre ei s-au cam rumenit, dar nu-i nimic, sunt foarte, foarte gustoși. Avem niște parmezan deasupra, pifteluțele din pui și avem ceva murături, ca să zic așa. Castraveciori în oțet, varză roșie și capia în oțet. Da? Sau capia din aia coaptă, cred că e din aia coaptă. Așa. Și popam, de ce nu? Pentru că ne este foarte, foarte foame. Astăzi am mâncat destul de târziu. Dar nu-i nimic, recuperăm noi. Și avem și ketchup-ul, ăsta e ăla cu multe, multe verdețuri și... Ketchup, ketchup. Ba nu, ăsta e ăla cu curry și ăsta e ăla cu multe verdețuri. So, bon appetit! Hai, Andrei, treci la nani, Andrei. Este târziu, mami. Cum nani? Dar e ora 10 ceasul. Ce vrei să stăm până mâine? Ai, că eu nu mai pot de somn. Andrei. Bia. Da, tu mergi la Bia. Hai. Tosca, nu mergi și tu la Bia? Hai du-te la Bia. Hai du-te. Hai du-te să faci tu nani acolo cu ei. Vrei? Ce zici? Nu vrei? Este ora 9 și ceva. Cât e ceasul, iubi? 9 și 20, 9 și jumătate. Am trimis copiii la somn pentru că, sincer, să fiu, nu mai prea pot să mai stau. Mi-e somn de nu mai vă bine. Și inițial am vrut să vedem un film cu copii, un film de familie, dar durează cam vreo 2 ore și am zis că lăsăm pe mâine, că mâine mai este o zi, adică ce are. Bia mi-a făcut și ea o împletitură. Ia uite ce codiță mică am. Un fel de spic, foarte fain. Nu știu dacă puteți să vezi ceva. Da, și... am mâncat. Cred că vă fac și eu somn cu starea mea de obosită ce sunt. Deci am mâncat foarte, foarte bine. Am mâncat niște cartofi prăjiți super buni, super gustoși. Și niște murături. Pifteluțele și astea au fost foarte delicioase, foarte bune. Așa. Și pe mai am mâncat două... doi biscuiți. Ba nu, am zis bine, două fursecuri cu ciocolată albă. Doamne, ce bun! Eu i-am luat de la Netto. Ăla așa, ca un mic desert, pentru că noi astăzi am mâncat înghețată și, na, prea mult desert tot nu este bun. Așa, și cam atât. Vai, îmi cer mii de scuze, pentru că acum vreau să fac încheierea la acest vlog și mă tot apucă căscatul. Cam asta pot să zic eu. Când ieșim afară, ne plimbăm, stăm mult în aer liber, seara mă apucă un somn de nu mai vă bine. Dar trebuie să merg la baie să-mi curăț fața, pentru că mi-a dat astăzi cu un fond de ten, nu știu dacă se vede ceva. Să-mi curăț fața, să mă spăl bine, bine, bine. Și pe dinți. Așa, și pe urmă ne facem patul. Și somn. Că doar ce putem să facem altceva decât să dormim. Suntem super obosiți. Inițial am vrut să ne uităm la un film. Noi, ăștia mai mari, am vrut să ne uităm la o comedie. Iubi caută. Nu-i așa, Iubi? Iubi... Totuși, tu vrei să ne uităm la o comedie? Ha? Uite-te, mă! Da, mă, uite! A, ce e joară! Cine e? A, tot vreau să-ți...
Da. Dar nu pot să las prea mult pentru că o blochează ăștia de la YouTube și așa, nu știu dacă nu cumva blochează. Nu pot să mai arăt filme, nu pot să mai arăt nimic pentru că imediat blochează filmulețul. Na, pe pune-l pe ăla. Totuși, Iubi insistă să ne uităm la un film. Dar eu cred că am să adorm dinainte de... Da, na. Guanga. Încercăm să ne uităm. Guanga se cheamă. E bine, românește. Dar e... Patru latas. Cum se zice? Patru... Cum? Patru latas. Patru latas? Ci, patru în spaniolă, cum se zice? Păi nu citește cum se zice în, titlul la film. Așa se scrie, patru latas. Patru, nu știu ce înseamnă, trebuie să mă uit. În spaniolă. Adică, cumva, patru inși sau, cum se zice, patru... O fi, na. Așa. Gata, dragii mei, închei vlogul aici. Și sper să public cât mai repede vlogul ăsta, poate chiar mâine dimineață, ca să aveți ce vedea, ce am făcut noi duminică. Așa că închei aici, vă pup tare, 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 tare pe tot și ne revedem cât de curând cu un nou vlog. Pa! Pa! Dar cum îl cheamă?